Dispărut de pe meleagurile noastre, zimbrul a fost reintrodus cu succes în ultimii ani în mai multe județe din țară. În premieră națională, Fundația Conservation Carpatia a demarat un program de reintroducere a zimbrului în munții Făgărași. Ca prim pas, vor fi aduși din Germania 4 zimbri, urmând ca până la finalul anului să urmeze aclimatizarea altor 9 zimbri de proveniență poloneză. Pe termen lung este planificată continuarea reintroducerii graduale a acestei specii până la formarea unei populații stabile de 30 de zimbri în zona inițială. Cele 4 exemplare venite în munții Făgărași vor fi găzduite într-un țarc de aclimatizare situat în zona lacului Pecinagu, începând cu luna noiembrie 2019, urmând să fie eliberați în sălbăticie în primăvara anului 2020, la distanță de 20-30 de kilometri de localități. Selecția zimbrilor a fost făcută pe baza cărții de pedigree europene, astfel încât să asigure adaptarea rapidă a acestei specii la mediul înconjurător și să ofere șanse maxime de supraviețuire. Programul de populare cu zimbri din munții Făgărași se realizează în cadrul proiectului derulat de Fundația Conservation Carpatia. Principalul scop al proiectului este reconstrucția habitatelor degradate și aplicarea unor măsuri de conservare care să permită refacerea proceselor naturale și care, deopotrivă, să creeze beneficii comunităților locale din această zonă.